Ce tare! FIFA avea torțe în tribune acum 20 de ani! Salutare prieteni! Astăzi avem un nou episod de Retro FIFA. Vorbim de un joc lansat acum 20 de ani de cei de la EA Sports și anume FIFA 2003. Era un moment în care se experimenta mai mult și se căuta formula ideală prin care să profite la maximum de capacitatea consolei PlayStation 2, pentru că să recunoaștem, pe console FIFA mereu a arătat mai bine, cel puțin în perioada respectivă. Este primul joc în care s-a investit mult în clipul de introducere. Se trecea de la imaginile din joc la filmări cu ambasadorii jocului de atunci. Îi vedeam pe Ryan Giggs, Roberto Carlos sau Edgar Davids, fotbaliști ale căror mișcări au fost captate pentru AI-ul jocului. Meniul din FIFA 2003 este foarte minimal. Aveai posibilitatea să joci un Club Championship Season, este practic modul pe care EA l-a promovat cel mai mult atunci. Aici aveam o selecție cu cele mai bune echipe europene de club de la vremea respectivă și cu care puteam juca un campionat, ceva similar cu Superliga pe care marile echipe doreau să o implementeze acum ceva timp. Avem evident nelipsita zonă de meciuri amicale, mai puteam juca sezoane în cele 14 ligi prezente în joc, încă nu aveam ligi secunde în FIFA și avem zona dedicată altor tipuri de turnee. Ce remarcăm aici este că aveam un turneu de tip Champions League, unde după ce alegeam o echipă, jocul ne genera grupele. Și mai aveam un turneu de tip Cupa UEFA, la vremea respectivă se jucau meciuri tur-retur, nu aveam grupe ca acum. Din păcate, în zona echipelor naționale nu avem România, producătorii ne-au dat doar echipele calificate la Mondialul din 2002. Însă în zona Rest of World aveam o echipă românească, este vorba de Rapid București. Le-au dat un rating destul de mic după cum putem vedea și dacă tot suntem aici, hai să vedem ce jucători aveau în lot. Nu știu de unde își făcea Electronic Arts documentarea, însă echipa Rapidului din sezonul 2002-2003 nu este corectă 100%. Să remarcăm cum i-au scris numele lui Ioan Ovidiu Sabău, iar Denis Șerban a jucat în acel sezon pentru Córdoba în Spania. Tot în Spania se afla și Bogdan Stelea, ce juca pentru Salamanca la vremea respectivă, nu pentru Rapid. Tot aici apare și Daniel Pancu, însă idolul din Giulești semna cu Beşiktaş în august 2002. Mai vedem aici trei nume despre care habar n-am cine sunt, am încercat să-i caut, dar n-am găsit nimic despre ei, cred că sunt jucători inventați. Așadar, așa arăta singura echipă românească din FIFA 2003. Era un mix între FIFA 2002 și 2003, dacă vreți. Rapid București avea să devină campioana României în acel sezon și cu ei vreau să jucăm un meci, să vedem cum se prezintă FIFA 2003 după 20 de ani. Va trebui să le găsim și un adversar și m-am gândit la Anderlecht, echipă ce i-a eliminat dramatic în drumul către grupele Champions League din următorul sezon și anume 2003-2004. Vom încerca să ne luăm revanșa în fața belgenilor care în FIFA 2003 se pare că aveau o echipă cu un rating foarte bun. Trebuie să spunem că Rapidul nu are echipamentul corect de la vremea respectivă, are doar echipamentele închise la culoare, iar sponsorul de pe piept nu mai era Conex, în anul de titlu a fost la Dorna și lipsește echipamentul alb. Hai să jucăm pe stadionul Borussiei Dortmund, unde atmosfera este la fel de incendiară ca în Giulești. Mi se pare locul potrivit pentru partida noastră. Așa arăta Anderlecht atunci, o echipă din care am auzit de portarul De Vilde, am mai auzit de fundașul Aruna Dindan și de mijlocașul Basegio. În rest, celelalte nume nu-mi spun nimic. Cele două echipe își fac apariția pe teren, din păcate rapidiștii nu prea seamănă. FIFA 2003 se pare că se ține bine după 20 de ani. Nu puteai să-ți dorești mai mult de la un simulator de fotbal atunci. Să remarcăm că Rapidul are o altă stemă aici față de cea din meniu. Cred că este singura echipă cu două steme în joc. Este un joc la care revin mereu cu plăcere, chiar dacă acum mi se pare puțin rigid. Pasele și mișcările în teren nu se pot compara cu FIFA de acum. Minge pentru Măldărășanu, însă este puțin cam lent. Să încercăm o centrare, dar nu mă lasă belgianul ăsta și este out pentru noi. Iată cum se bătea out atunci. Aveam zoom pe jucător și ținta asta pe jos. Dacă aș găsi și un jucător liber ar fi bine, însă iată cum arată Stuart-ul ăsta. Bratu are noroc, mingea rămâne la el, pasă la Denis Șerban, șutul cu Șerban de la distanță, însă mi-aduc aminte că șuturile de la distanță nu erau cele mai grozave în acest joc. Va trebui să le evităm.
Ilieș pentru Măldărășan, nu, minge pentru Bratu, hai că ne-am întors bine, Bratu în careu, dar ce a fost asta? Ce șut a fost ăsta, Bratule? Bratu pentru Ilieș, Măldărășanu din prima pentru Niță, tragem cu Niță și este gol, gol rapid, Robert Niță, intră mingea asta, nu mă așteptam, era fundașul ăla în față și am crezut că o să tragem în el, dar este 1-0, cât de bine se duce șutul ăsta lui Niță. Cam așa se marca în FIFA 2003, trebuia să tragi din care, o să tragi tare. 1-0 pentru Rapid, gol marcat de unicul și inegalabilul Robert Niță. Belgenii parcă au superputeri dintr-o dată, nu reușesc să mă apăr cum trebuie aici, este bară, mingea evident că sare la cei de la Anderlecht și Ivica Mornar este cel care ne egalează. Se pare că până și FIFA 2003 avea kick-off glitch, nu reușim să păstrăm avantajul nici măcar 2 minute pentru că AI-ul apasă puțin pe accelerație, schimbă dificultatea în așa fel încât să-i fie bine, iar rebound-ul în FIFA se pare că e de când lumea. Mingea sare perfect la Ivica Mornar și acesta n-avea cum să rateze de acolo, că doar nu e fraier. Asta este, merge mai departe. Trebuie să jucăm mai bine de atât. Belgienii nu vor să mai dea drumul la minge, joacă de zici că sunt Real Madrid pe puțin, iar jucătorii mei se selectează aiurea, scapă aici și din păcate e 2-1 pentru Anderlecht. Cât de simplă a fost această fază pentru ei. Fundașul meu s-a selectat total eronat, Dolha săracu iese el acolo în întâmpinare, dar finalizarea este de clasă pe sub el. E 2-1 pentru Anderlecht, trebuie să facem ceva neapărat. Mingea se lovește de Ilieș, Măldărășanu din prima pentru Niță, dar șutul este slab de data asta. Păcat de această fază, puteam să facem mai mult. AI-ul joacă din prima, minge în careu și Dolha ne salvează de data asta. O paradă foarte bună, iată avem și reluare. Ilieș pentru Sabău, mai departe la Niță, avem spațiu, șutul lui Niță, dar șutul se duce foarte moale. Ceva nu e bine aici, cred că jocul e de vină, nu eu. Ilieș pentru Chiriță, nu greși pasa asta, hai Chiriță, haide, nu te împiedica, nu cred așa ceva, of, ce greșeală, e 3-1 pentru belgieni, nu ne iartă ăștia deloc, n-am înțeles de ce pasa de la Ilieș s-a dus în spate la Chiriță, însă asta este o greșeală pe care mi-o asum. Sabău pentru Ilieș, Ilieș pentru Niță și nu cred așa ceva, ce-a fost asta, cum mă să trage așa de acolo? E 3-1 la pauză pentru belgieni, din păcate după ce am marcat aceștia ne-au dominat copios, e clar că trebuie să jucăm mult mai bine. FIFA 2003 este primul joc care la pauză ne arăta imagini cu ce s-a întâmplat în prima repriză, un lucru foarte interesant pentru vremea respectivă, și mai aveam partea de statistică ce EA ne-o prezenta cu bulinele astea. Mergem la repriza secundă, trebuie să schimbăm puțin abordarea. Atac periculos al belgienilor și Dolha ne salvează din nou foarte bine. Hai să facem niște schimbări, acestea trebuiau făcute aici în timpul meciului. Îi dăm o șansă lui Pancu, îl înlocuim pe Bratu și îl vom băga și pe Stanciu în locul lui Chiriță. A greșit la gol acolo. Sabău, haide, vreau să urce Ilieș, dar e un fault urât din spate aici și este cartonaș galben, doar atât? Mi s-a părut o intrare destul de urâtă, iată reluarea, fără nicio treabă cu mingea. Avem parte de o lovitură liberă și iată modul în care se executau fazele fixe atunci. Trebuia să punem ținta pe poartă și aveam și niște setări pentru minge, îi puteam da niște efect și trebuia să prindem pe verde. Acolo cât mai aproape de verde era bine. Să vedem dacă mi iese șutul ăsta cum îl dă Rășanu, cred că se duce bine și... Golazo! Rapid revine în joc, Măldărășanu marchează acest gol superb și mie încă mi-ies loviturile libere la FIFA 2003, asta e ceva incredibil. Iată unde se duce șutul ăsta, mușcă și puțin din bară, însă așa era grafica atunci, iar schimbările trebuiau să se încarce. Reușim să reducem din diferență și abia acum se fac schimbările de care vorbeam mai devreme, în timp ce belgienii au din nou un kick-off glitch, nu cred așa ceva! Dolha ne salvează! Sabău pentru Niță, se întoarce bine, Niță este în
careu și ratăm o șansă mare de egalare. Iarăși avem parte de un șut slab. Niță primește, urcă bine Ilieș, Robert Ilieș în poziție bună și nu cred că nu se dă fault. Arbitru cred că a dormit la faza asta. Ilieș pentru Niță, mai departe la Pancu. Pancu se desprinde foarte bine. Pancu careu! Golazo! Gol, 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 Pancone! Reușim să egalăm! Foarte frumoasă reușita lui Pancu. Un fundaș belgian a încercat să-l oprească prin fault acolo, dar nu i-a mers. Reușim să revenim pe tabelă. Este 3-3 în acest moment. Niță, mai departe la Măldărășanu, să vedem dacă are viteză rapidistul, nu prea, urcă Pancu bine în careu, centrarea e bună și da! Pancone face dubla și este 4-3 pentru Rapid, reușim să întoarcem scorul. Cât de bine a centrat Măldărășanu și cât de bine a urcat Pancu acolo, acele puncte de pe gazon pe care le tot vedeți sunt o indicație pe care o dăm să urce un jucător, să primească pasa. Ne-a ieșit această fază când trebuia mai mult, Pancone face dubla și Rapid este în avantaj. Hai să facem și ultima schimbare posibilă. O să-l băgăm pe Vasile Maftei în locul lui Perja. Centrează Denis Șerban, iese de Vilde și respinge. Mingea ajunge la Ilieș, Ilieș mai departe la Măldărășanu. Hai să vedem șutul! Se duce în bară! Cum era să intre asta? Reușim să terminăm sus această partidă. Trebuie să nu le dăm nicio șansă belgienilor. Haide Sabău, trage de tine. Nu poate să se țină după belgian. Ce șut prinde și nu se poate așa ceva. Ce ziceam mai devreme să nu le dăm șanse. Aiul însă face ce face și prinde un șut fenomenal. Este 4-4 probabil la ultima fază. Nu putem să câștigăm această partidă în timp regulamentar. Să vedem dacă putem să mai facem măcar un atac, este minutul 90, nu avem afișate minute de prelungire. Moment în care se termină partida, cele 90 de minute se termină 4-4, spectacol în FIFA 2003. Vom termina meciul la penaltiuri, cu ocazia asta vom vedea cum se băteau loviturile de la 11 metri în FIFA 2003. Belgienii vor bate primii prin Hendrix, se apropie de minge și este 1-0. Stanciu este primul executant pentru Rapid, o să batem în dreapta. Haide Stanciu! Nu se poate. Ivica Mornar, cel care ne-a dat gol și 90 de minute, este față în față cu Dolha. Hai să vedem unde bate! Ne dă gol. Robert Niță n-are voie să rateze. O să batem în dreapta și reușim să marcăm. Tensiunea începe să crească, avem nevoie de o paradă bună a lui Dolha, să vedem șutul și ratează belgienii! Avem din nou față în față cu De Vilde, un fundaj rapidist, o să batem tot în dreapta și reușim să marcăm! De Vilde, atacantul lui Anderlecht, este față în față cu Dolha, hai să vedem unde bate, reușește să marcheze. Măldărășanu, ce gol a reușit din lovitură liberă, o să batem de data asta în stânga și reușim să marcăm! Ultimul penalti pentru belgieni din seria celor 5, Dolha trebuie să fie mare, Dolha reușește să apere, paradă senzațională! Și Robert Ilieș, dacă va marca, Rapid câștigă duelul. Robert Ilieș trage și Rapid câștigă la penaltiuri. Jocul sare direct către omul meciului. Nu avem bucuriile cu care suntem obișnuiți acum. Avem aceste cadre timide cu jucătorii care sunt fair play, își dau mâna. Iată-l și pe portarul belgienilor. Reușim să batem Anderlecht, cei drept doar la penaltiuri. A fost foarte interesant să revin la FIFA 2003 după atâta timp. Ultima oară când l-am încercat a fost acum câțiva ani. Dacă ți-a plăcut acest clip din seria Retro FIFA, nu uita să te abonezi, nu uita să lași un like și spune-mi în comentarii ce alte jocuri din seria FIFA mai vrei să vezi pe canal. E mereu o plăcere să revii la jocurile vechi. Eu am fost Andurache și până data viitoare, să auzim numai de bine!